Vreau să le reamintesc doar ceea ce am spus în prima lecție. Tinerețea este cea mai scumpă perioadă a vieții. De ea depinde restul vieții prin alegerile ei și adesea de tinerețe depinde veșnicia. În lecția a doua v-am amintit că lumea aceasta din antichitate până acum în postmodernism zace toată în cer rău. Și diavolul este același, chiar dacă schimbă metodele și imaginile. El este dușmanul lui Dumnezeu și al nostru. Astăzi vom vorbi, cu ajutorul Domnului, despre o primă criză care lovește puternic în umanitate și care se îndreaptă asupra bisericii. Criza dezintegrării familiilor. De aceea spuneam că e o lecție ce ne privește pe toți. Familia este celula fundamentală a vieții și a societății. Dumnezeu n-a creat un popor, a creat o familie. Și spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 1, versetele 27 și 28, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. A făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat. Deci ce este familia? O lucrare realizată și binecuvântată de Dumnezeu. Dar totodată este o lucrare în sarcina căreia cade tot ceea ce există pe pământ. Căci Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste tot ce se mișcă pe pământ. În mod deosebit, în vremea noastră, structura socială s-a schimbat. Vă rog să vă imaginați că în istorie o familie însemna un loc unde copiii se nășteau, creșteau, viețuiau. Acum copiii sunt duși la creșă pentru că părinții sunt prinși în diverse activități, asistăm la o uniformizare a societății, nu în sens bun, evident, la formarea a ceea ce se numește a fi satul planetar, care, în mod deosebit, prin profesiile care împrăștie pe oameni, a fost conceput și apoi desăvârșit, cu ghilimele spus, prin tehnologia digitală și relațiile online. Dacă mai demult familia exista undeva într-un loc și putea fi poziționată și dacă te duceai în vizită la o familie, aveai șanse să-i găsești acasă. Acum, cine știe prin ce localitate, ca să nu spun prin ce țară e bărbatul, prin ce firmă lucrează femeia și dacă copiii sunt acasă, dacă nu cumva sunt plecați pe internet. Un sat planetar. În vremea aceasta, statisticile vorbesc de la sine. De exemplu, în România, potrivit Institutului Național de Statistică, excluzându-i pe cei care nu se căsătoresc legitim, în anul 2010 au fost 115.000 căsătorii și 32.000 de divorțuri. Pare mult? Stăm bine la nivelul comunității europene. Asta înseamnă că suntem la limita de jos. Acolo unde se poziționează și Irlanda și Italia cu 17-18% divorțuri. Dar asta nu înseamnă că sunt mai bune acolo, dar legislația sub influența catolică nu permite ușor divorțul. Campioni sunt belgienii. Cu 71% din căsătorii divorțate. Pe locul 2, Austria, cu 68%. Repet, excluzându-i pe cei care nici nu se mai căsătoresc. Umblând prin Europa, uneori ne spun tineri sau copii, sunt singurul, am auzit relatări, care are și tată și mama acasă. Singurul din clasă. Sau, cum spuneam, un părinte este cu el, un altul, chiar dacă sunt împreună, este plecat undeva în altă parte. Situația, așadar,
fără precedent în istorie. Vreau să identificăm patru cauze, patru crize la nivel familial care îi pasc pe tinerii care poate sunt născuți în familii cu probleme, dar mai mult, crize care pot să determine pentru ei un viitor nefericit și de care este bine să ține cont, cu alte cuvinte, să se ferească de astfel de familii în ceea ce își doresc ei să-și formeze. O primă cauză am identificat-o a fi cauza economică, materialismul prin globalizare, prin mondializare, a produs mutații ideologice și de persoane, care a dus la dezintegrarea familiei. În dorința de câștig material, de regulă rapid, s-a angajat soțul poate la două locuri de muncă, poate a plecat undeva departe, sunt situații în care este angajat în câmpul muncii și femeia, migrări în interes de serviciu, care toate au transformat familia în familia firmă. Și legislațiile de ultimă oră facilitează o astfel de familie. Astfel sunt țări unde cei ce se căsătoresc pot să stabilească de comun acord dacă bunurile economice le vor folosi împreună, în ce condiții, cu ce clauze se vor căsători, dar chiar dacă n-ar fi legislație, sunt oameni, fiecare cu punga lor, știți, ăsta e mai popular. Familii, firmă. Și din statistici am citit că cele mai multe familii care divorțează, de regulă familii tinere, sunt familii în care lucrează și bărbatul și femeia. Aparent, potrivit gândirii noastre, ar trebui să fie mai mulțumiți că își câștigă mai mulți bani. Dar iată că nu este așa. Materialismul este o cauză, a dus la această criză. Și a făcut pe oameni să creadă că doar muncind, cu orice risc, oriunde, pot să-și facă familia mai fericită. Dar n-au plecat românii de-ai noștri în state unii, riscându-și viața pentru condiții de viață mai bună, tocmai pentru familia lor, și când în urmă vin să ne povestească tocmai la ce au vrut să ajungă, n-au ajuns niciodată. Să nu pierdem din vedere acest aspect și pentru aceasta vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10. Cei ce vor să se îmbogățească. Și să o luăm asta la nivel de familie, pentru că acolo administrăm bunurile materiale, financiare. Cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani e o cauză majoră. Este rădăcina tuturor relor și unii, poate soțul, poate soția împreună, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință. Și nu numai. S-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Mi-a venit în minte situația unei familii de undeva din țară. O soră tristă mi-a spus: am luat o bătrânică în întreținere, dar ne s-a părut că e prea mult să așteptăm până vom moșteni ceva de la ea. Soțul a plecat la lucru în străinătate, întâi la gândul că va lucra doar câteva luni. El a vrut să revină, spunea ea. Dar i-am spus: mai rămâi, trebuie să facem și noi, vecinii au terminat casa, noi nu o terminăm. Apoi a început să spună mai cu durere, m-a sunat tot mai rar, mai rar, până când într-o zi mi-a sosit acasă în poștă citația de divorț. Dar frate, soțul meu era predicator. Și printre altele, ce o durea pe ea, zicea, mi-a spus: auzi, nu cred că e bine doar din raționamente economice eu să fiu aici și tu să fii acolo. Ce ar fi să mă întorc sau să vii tu la mine? Nu zice aia că vreau să nu pierdem nici salariul tău și nici pe bătrânica asta să nu o pierdem. Și iată că vrând să prindă doi iepuri, cum spunem noi, s-au dovedit a fi vânători neiscusiți. Familia, criză. Vă doriți așa ceva? O familie în criză?
familie firmă. O altă cauză, o altă criză este dată de revoluția feministă. De acele concepte care au vrut să afirme că femeia este egală cu bărbatul, așa este în mântuire. Dar asta au vrut să fie și în plan familial și în plan economic. Și chiar dacă sunt excepții legitime, ele rămân excepții, dar iată că la nivel general, mondial, femeia a fost scoasă din casă și angajată de la director la măturătoare, unde și-a găsit de lucru. Și aceasta a dus la o familie fără structură. Știți, biblic vorbind, bărbatul este capul, femeia îi se atașează și împreună sunt implicați în planul care l-are Dumnezeu, dar revoluția feministă se impune și în biserici. Mi-amintesc că am fost în Germania și frații români, fiind adesea asociați cu cei de la Gemeinde de Gottes din Biserica Germană, la nemți deja erau și femeile prezbiteri. Dar ce se certau tocmai atunci când am fost eu acolo? Să fie paritate. Dacă sunt trei prezbiteri bărbați, să fie trei prezbiteri femei. Uitați-vă că asta se cere și la nivelul celor din Comisia Europeană. Câți comisari bărbați, sau nu știu exact care e procent, dar oricum să fie toți și comisari femei. Pentru că aceasta este mentalitatea. Dar la ce a dus asta? La mai multe divorțuri, la copii needucați și din nou despre aceasta scrie în Biblie, dar oamenii nu iau seama. Cartea profetului Isaia, capitolul 3. Băieților, gândiți-vă, vreți să vă luați o astfel de fată care crede așa? Scrie aici în 3:12, poporul meu este stăpânit de niște femei. Ce s-a ales cu acele familii? Versetul 25, bărbații au căzut uciși de sabie, 4:1, feile mele rămase văduve, au zis, vom mânca pâinea noastră, ne vom îmbrăca cu hainele noastre. Adică nu mai avem pretenții de emancipare pentru care să ieșim din familie și din dorința de a avea un câștig mai mare, să facem totul. Numai să avem și noi bărbat. Adică au regândit spunând, e mai bună structura pe care Dumnezeu a lăsat-o. Amintiți-vă de ceea ce este scris în Noul Testament, în 1 Timotei, capitolul 2. Scrie aici, de la versetul 9, pentru că aminteam și niște adevăruri legate de viața bisericească, femeia să învețe în tăcere. Versetul 14, căci nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Cu aceasta nu vrem să spunem că bărbații sunt de neînvins. Și despre ei scrie, cei mai mulți strică cuvântul. Dar femeia pusă alături de bărbat, în planul slujirii în biserică, în planul societății, a făcut familia să fie mai vulnerabilă. Și prin aceasta să plece fericirea de acasă. Cred că vă amintiți, din ultimii ani a fost în revista Sămânții Adevărului acea carte în serial Henry și înalta societate. Și povestea bietul bărbat ce fericit era când aveau gospodăria lor fără curent electric și el avea doar doi cai cu care muncea, avea două vaci. Și nevasta venea și aducea mâncare și se deau amândoi pe brazdă și povesteau despre copiii lor și se bucurau de cât aveau realizat în gospodărie, dar s-a anunțat că s-a introdus electrificarea, că pe acolo urma să treacă o șosea și astfel s-a propus să-și cumpere imediat televizor, frigider, toate bune, mai puțin televizor, să împrumute din bancă, să nu mai folosească fântâna, să-și cumpere un motor și toate. Și când i s-au promis astea, se gândea Henry al nostru din carte și că el sunt mulți, dai seama ce viață voi avea.
mai trebuie să dau eu la mână. Să curgă apa aia, ca din podul casei. Numai că a coborât fericirea în beci. N-a avut ce să facă, n-a mai putut să facă față, să plătească ratele, s-a dus și s-a angajat. Ea, întrucât își introduseseră și telefon, a intrat în relație cu o societate feministă. Copiii de acum erau la televizor și peste ani, când venea îl frânt, după orele de servici, după orele suplimentare, rar și-a mai întâlnit soția. Îl aștepta bilețelul pe masă cu mențiunea, mâncarea este în frigider. Cât despre copii, când încerca să le spună ceva, spunea, nu acum, că vine filmul. Și când se termina filmul, se terminau și resursele și copiii dormeau. Și plângea bietul spunând, ce bine a fost înainte. Asta este societatea noastră, care ne-a robotizat, dar nu ne-a pus pe roate, ne-a pus pe butuci. În al treilea rând, vreau să observăm o altă cauză, o altă criză legată tot de familie, imoralitate. Observați în jurul nostru ce gândire au oamenii. Literatura, filmele. Și nu voi insista asupra acestui aspect pentru că avem în viitor o lecție rezervată crizei imoralității. Vreau să vă gândiți și la ofensiva publică de legiferare a acestor păcate. Sunt în stare să adune în orice țară oameni care se lupte pentru aceste idealuri și aici avem de-a face cu o familie fără etică. Normele morale par a fi dușmanul familiei. Să ne amintim de ceea ce este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3 și cât de flagrant sunt călcate aceste sfaturi biblice în vremea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Dar oare a mai existat vreodată o societate atât de focalizată spre murdărie, spre păcat? Și toate astea au invadat familia. Doamne, păzește-ne! Te întreb privind la băieți și la fete, oare sunt curați? Dimineața am fost la o nuntă cu fratele Zaharia de la Cluj și spunea cu durere de tineri care au mers la el și spuneau, frate, sunt terminat, sunt robit. În condițiile astea, cum să-mi întemeiez o casă? Oare voi scăpa dacă mă căsătoresc? Unii cred că scapă doar prin fenomenul căsătoriei, nu scapă decât prin fenomenul pocăinței. Sunt familiști care au fost ruinați, femei care au văzut cum bărbații lor erau dependenți de pornografie și spuneau, cum m-a schimbat pe mine pe niște imagini? Da, și adesea într-un mod ireversibil, Doamne, spun din nou, păzește-ne. Pentru că e scris în epistole, că astfel de încercări, de ispite, au fost încă din primul veac. Iată ce vă citesc de exemplu din 2 Petru, capitolul 2, versetul 13. Fericirea lor să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mese lor de dragoste când ospătează împreună cu voi, le scapără ochii de prea curvie. Nu se satură de păcătuit, pentru că dependența cere o porție de păcat din ce în ce mai mare. O altă criză și ultima pe care o amintesc acum e criza lumii virtuale și nu voi insista nici aici pentru că și în privința aceasta avem o lecție separată, dar dependența aceasta de vizualitate, vă spuneam că modernismul a început odată cu tiparul, și postmodernismul odată cu imaginea televizată. E o dependență care duce la demență. Copii care nu mai pot să învețe. Bărbați care nu se mai pot uita curat la soțiile lor. Sau tineri care, atunci când se uită la fete, sunt bulversați, nu pot să întrețină
o discuție normală, naturală. Și privind la toate acestea, criza determinată de setea asta de înavuțire rapidă, criza determinată de revoluția feministă, de imoralitate, ajutată enorm de ceea ce există în plan virtual, constatăm că familiile sunt destrămate. Care nu-s plecați de acasă la lucru, cum vă spuneam, sunt plecați virtual. Să ne amintim de ceea ce scrie în 2 Timotei, capitolul 3, acolo unde este caracterizată societatea de astăzi și închei prima parte. Aici, prin Duhul, a fost observat exact spiritul vremii noastre. Să știți că în vremii în urmă vor fi zile grele, am inversat eu. Căci oamenii vor fi egoiști, spus într-un cuvânt. Dar ascultați care este efectul asupra familiilor. Versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurace, îngreunate de păcate și frământate de felurite pofte. Dar când a fost mai mare posibilitatea să se vâre păcătoși ăștia prin alte case decât acum, prin internet? Că mai de mult trebuia să vină bărbatul să intre pe poartă sau să sară gardul, nu? Acum nu. Totul e prin cablu. Sau și fără cablu, dacă e vorba de un telefon, de un smartphone, nu? Și se vâră prin case. Și efectul este ruinarea familiilor. Doamne, păzește-ne! Vreau să vă prezint trei soluții pe care le-am găsit în Scripturi și tinerilor, vă rog, țineți cont de ele. Dacă vreți să aveți o familie fericită. Pentru că unii cred că ei vor fi fericiți dacă se căsătoresc cu cineva bogat, cu cineva frumos. Cred că ei pot să stăpânească lumea asta și cum a încercat bietul Solomon și scrie în Eclesiastul capitolul 2, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Îmi voi permite să vizualizez orice, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune. Da, bietul de el luase și ceva vin la bord, cum se spune. A reușit? Dar a fost înțelept. A ieșuat. Lamentabil. S-a făcut de rușine ca împărat. A avut o bătrânețe nefericită și a plâns viața. Și a spus că dintr-o mie de femei n-a găsit niciuna, pentru că el n-a respectat principiile sfinte. În primul rând, ca soluții, menționez înțelegerea și acceptarea scopului pentru care a fost creată familia. Trebuie să mergem la origini, în Geneza. Cum a gândit Dumnezeu familia? Că noi am regândit-o și nu funcționează. Revin la Geneza 1:28. Afirm că primul scop pentru care a creat Dumnezeu familia este formarea noastră după chipul său. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui, dar omul a devoluat, a fost degradat și la nivelul familiei, acolo unde se nasc noi ființe, scopul primar al lui Dumnezeu este să ne formeze. Scopul familiei nu este unul economic, ci unul spiritual. Citesc versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți! Dragi tineri, asta vrea Dumnezeu pentru voi înainte de vă căsători, să creșteți. Și cum zice Noul Testament, în toate privințele. Și când veți fi familii și veți avea copii, scopul lui Dumnezeu este să-i creșteți. Să deveniți ceva, nu să aveți ceva. Scopul lui Dumnezeu nu este să fii copil la minte și să te distrezi o viață întreagă. Să crești. Și asta se poate face și fără venituri și cheltuieli mari. Dacă știi ce scop are viața de familie. Am întâlnit anul acesta o familie, de fapt am întâlnit doar bărbatul. L-am văzut puțin că e nefericit și apoi i-am aflat povestea. El stătea într-o țară din Europa datorită afacerii care o avea și soția lui se mutase într-o altă țară din Europa și era în stare să muncească ea dincolo, pentru că ea nu-i plăcea în țara asta, îi plăcea în țara cealaltă. Deși dacă ar fi rămas în țara unde era și soțul ei dispunea de bani ca ea să stea acasă. Vedeți?
Ce gândire deplasată. Copiii i-a luat cu ea. Dar se vor putea forma bine fără tată? N-au înțeles pentru ce a creat Dumnezeu familia. Să ne formăm, să creștem, să devenim oameni mari, desăvârșiți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă vom înțelege aceasta, atunci ne vom comporta diferit de lumea aceasta. Și revin la 1 Timotei, capitolul 6. Spune Scriptura aici, citesc de la versetul 6. Principiu pentru viața de familie. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Adică ce-ți propui în viitor ca familie să câștigi? Ce ideal ai? Căci noi n-am adus nimic în lume. Nici tu, nici părinții tăi, nici bunicii, nici copii, nici nepoți. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și totuși putem să luăm ce spiritual, copiii noștri. Iată un ideal, ceea ce rămâne pentru veci, nu ceea ce rămâne aici. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Adică eu înțeleg de aici că noi trebuie să asigurăm cele necesare existenței noastre, dar să nu facem un scop din trăirea în lumea aceasta. Pentru că scrie aici de la versetul 12, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Ce chemare înaltă! Asta e valabil și pentru cei bogați, pentru cei prinși în sistemul actual. Versetul 17, îndeamnă-i pe bogații veacul acestuia să nu-și pună nădejdea în ceea ce e nestatornic, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Dumnezeu îl poate binecuvânta pe cineva să fie bogat. Îndeamnă-i să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Aici e diferența fundamentală pe care voi trebuie să o conceptualizați. Viața nu e aici. Viața e în Împărăția lui Dumnezeu. Și noi trebuie în viața aceasta, în prim plan în viața de familie, să ne formăm pentru viața viitoare. Când pui în față un asemenea obiectiv, renunți la acele piedici, la acele rădăcini ale răului care te cufundă apoi și te subjugă. Mie îmi pare rău de toți cei care se împrumută în bănci și fac eforturi supraomenești, pentru că idealul lor este greșit. O a doua soluție pe care vă pun în față, pornesc tot din Genesa 1:28. Deci mai întâi a spus Domnul omului să crească, apoi, ca familiști vorbind, înmulțiți-vă. Acceptarea nașterilor naturale sub asistență divină. Și din nou statisticile vorbesc de la sine. Numărul de copii este invers proporțional cu numărul divorțurilor. Adică cei cu mai mulți copii divorcează mai puțin. Și chiar dacă au greutăți, noi știm, avem experiențe că Dumnezeu îi ajută. Dar unii nu înțeleg aceasta, nu înțeleg că locul mamei este indicat să fie acasă. Bonele nu sunt o soluție. Hai, zici bunica la nevoie, că ea este mama mare, cum se spune în unele zone. Dar deloc nu este indicat să plece, și în Europa întâlnim atâtea situații și chiar în țară, se sacrifică pe altarul materialismului și mama și tată. Și copiii, în sarcina cui va cădea să-i învețe? Poate vor spune fetele, dar pentru ce am făcut 4 ani de facultate și 2 de master? Auzi, dacă o să reușești să fii îndrumător de licență și de masterat la câțiva copii, o să fii mai grozavă decât orice profesoară. Era o doctoriță renumită undeva și cineva a găsit scris pe ușa cabinetului ei, pentru o vreme mi-am părăsit profesia de medic pentru o alta mai înaltă, cea de îndrumătoare a câțiva homo sapiens în valorile creștine.
Pe deasupra spunea ea, m-am apucat să scriu niște cărți, când a fost întrebat. Și a zis, ce cărți vei să scrii? Și a amintit niște nume de oameni, dar ce sunt astea? Și vreau să scriu o carte, se numește Ionel, am un băiat. Vreau să scriu o carte, se numește Maria. E vorba de o fata mea și vreau să scriu cartea asta, cu slove care rămân. Să vă dea Dumnezeu astfel de pasiune. Eu vă citesc pentru asta din Biblie. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Femeia va fi cu adevărat ceea ce a vrut Dumnezeu în Genesa și veți vedea asta toată veșnicia. Dacă va stărui, ori asta înseamnă timp și pasiune, cu smerenie, mai poate să facă o carieră. Repet, sunt excepții. Poate sunt femei care nu le-a dat Dumnezeu copii. În credință, în dragoste și în sfințenie. Întorc pagina 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 7. Poruncește și aceste lucruri. Auziți, am drept de la Dumnezeu să vă poruncesc asta. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios s-a lepădat de credință. O zice, sarcină fundamentală. Văduvă, ca să fie înscrisă lista văduvă, trebuie să n-ai mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fie crescut copii. Cum asta înseamnă carte de muncă? Da? Pensie de la biserică și pensie de la Domnul. Versetul 11. Pe văduvele tinere să nu le primești în acea listă de ajutorare, pentru că ele se mai pot recăsători. Versetul 13. Dacă nu, se deprind să umble fără nici o treabă din casă în casă, că atunci nu erau firme să angajeze femei, n-aveau treabă. Dar sunt și leneși, limbute, scuditoare, vorbește ce nu trebuie vorbit. Asta se poate și acum, că e telefonie și tot ce există. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Iată ce chemare biblică. Ca să nu dea potrivnicul niciun prilej de ocară, căci unele s-au întors să urmeze pe Satana. Și din nou, repet, statisticile vorbesc de la sine. Cele care și-au părăsit această îndeletnicire sacră, după cum am citit în 1 Timotei 2, femeia mai ușor se face vinovată de călcarea poruncii. Și în societate, repet, este mai vulnerabilă. Cu aceasta nu vreau să exclud pătați de la pasiunea pentru educația copiilor lor. Cineva a putut observa ce a scris un tată și respectiv un copil în jurnalele lor într-o anume zi. Tata a scris, am fost la pescuit, niciun kilogram de pește, o zi pierdută, punct. Copilul pentru aceea zi a scris, cea mai frumoasă zi din vacanță. Toată ziua am povestit cu tata. Da, pentru că și copiii au nevoie de noi. Se spune că la un tată s-a dus băiatul lui, deja inteligent, așa, vreo 10-11 ani, tata, tu cât câștigi pe zi? Și tata să-i spune, doar nu-i de la fisc, să-i fie frică să se afle. Și într-o seară vine băiatul și spune, poftim, ăștia-s banii pe mâine, mâine nu te duci. Ai zis că numai atâta câștigi, mâine stai cu mine. Moment în care tata a înțeles de ce ar avea nevoie copiii noștri. Și un al treilea sfat pe care vi-l citesc, tot de aici din Genesa 1:28. Creșteți, înmulțiți-vă, supuneți pământul și stăpâniți-l. Atunci când stăpânești, ți-ai găsit deja locul tău. Asta înseamnă că ești în legătură cu stăpânul mai mare, cu toți supușii. Și eu am identificat prin aceasta alocarea timpului necesar părtășiei de familie. Bărbatul acasă trebuie să fie ca un rege. Și nu e normal ca un rege să fie tot plecat de pe tron. Femeia acasă este regina casei. Acolo este stăpânirea ei. Și copiii ar trebui să se simtă ca în palat. Și nu pot imagina niște prinți care să nu le placă în palat. Și ce e mai frumos în palat,
Când l-a împărat, vine împăratul împăraților. Și asta e Domnul. Pentru că ăsta e cel mai frumos, să fii acasă în părtășie sfântă. Isaac a avut doi băieți. La unul nu i-a plăcut acasă. Tot la vânătoare. Spuneți-i ce s-a ales de el. A devenit lumesc și curvar. Iacov acasă. Poate cineva în bazocuri ar fi putut să spună, de ce tu ești casnic? A fost fericit? A rămas cu moștenirea? Dragi tineri, să nu spuneți cum am auzit pe unul zicând, nu pot sta acasă, mă strâng pereții. Vezi că o să te strângă cătușele într-o zi. Acasă trebuie să fie locul unde ești rege și trebuie să te simți bine și să te bucuri. Aseară am fost la Cluj, era prea târziu până s-a terminat părtășia să mergem la Oradea unde trebuia să fim dimineața și am rămas într-o familie. Pentru prima dată am fost în acea familie. Familie cu 10 copii, căsătoriți cea mai mare parte din ei. Când ne-am dus, căsătoriți, necăsătoriți, toți erau acolo, cântau. Nu doar pentru că azi de dimineață urma să fie binecuvântare la un copilaș din familia aceea, dar mi-au spus și am văzut atmosfera. Ziceau ei, din două în două săptămâni, miercurea, toți suntem aici. Toți cântăm și părtășim. Pentru că în celelalte miercuri, celelalte două ce rămân, suntem la o altă soră de-a mamei lor, acolo trăiau bunicii și atunci ne întâlnim acolo. Efectiv, i-am văzut fericiți și pe părinți și pe copii. Și nepoțeilor le plăcea acolo. Dar dacă în familie nu există locul acesta de refugiu și de slavă, numiți-l cum vreți, atunci familia firmă, familia fără structură, eu nu-mi doresc. Pentru nimeni. Încheiem îndemnându-vă să gândiți familia reașezată pe principiile biblice ale Creatorului. Principiile postmoderne au ca scop declarat să distrugă familia. Și dacă noi nu înțelegem asta, vom suporta consecințele. Psalmul 127, 128. Socotesc că sunt doi psalmi pe care doi tineri care vor să căsătorească ar trebui să-i știe pe de rost și să-i repete des. Dacă nu zidește Domnul o casă, frate, dar noi mergem și muncim. Dacă nu zidește Domnul, dar noi o să fim fericiți. Dacă nu păzește Domnul, o să vină diavolul și se dezintegrează familia, se descompune așa. Se duce cărămidă cu cărămidă. Degeaba vă sculați de dimineață. Dar asta e mentalitatea vremii noastre. Că și prea iubiților lui, Domnul le aduce ceva pe ascuns. Și scrie mai departe, fii, sunt o moștenire de la Domnul. Dar dacă spunem asta în societate, o să spună că nu-i ceva plăcut. Noi credem ce-i scris. Și scrie apoi în Psalmul 128, ferice de oricine se teme de Domnul. Muncești, dar ești fericit, îți merge bine nevasta ta. Vine tot mereu copil la binecuvântare. E ca o viță roditoare. Da, numai că scrie mai departe, copiii nu-s plecați. Stau împrejurul mesei. Și acolo e frumos. Și dacă încă n-a murit nici bunicul, atunci îi dorim ce scrie aici. Să vezi pe copiii copiilor tăi. Ne-a plăcut, printre altele, la familia asta la care am fost aseară, un perete era plin de, vă dați seama că toți sunt cu familie, cu nepoți, dar în mijloc de tot erau doi moșneci. Un moș și o babă, cum spune povestea, și spunea fratele, încă întreiesc părinții, au aproape 90 de ani și ca un nucleu, ca un soare, cu razele în jur, bătrânii erau acolo la loc de cinste pe perete. Dragii mei, dacă familia dumneavoastră suferă, dacă ca și tineri n-ați avut un model, să știți, rezolvarea se realizează în jurul unui altar sacru. Dacă nu l-ai în familia de origine, apucă-te tu și cu cărămizile ce le ai, ridică-ți un altar. Cu jertfa trupului tău, cheamă numele Domnului. Și lângă tine trage nădejde că se va asocia într-o zi o fată.
Așa ești pregătit pentru viața de familie. Cum a zis Pavel lui Timotei, credința s-a slășit în bunica și în mama și apoi în tine. Pentru că numai în jurul unui altar sacru se poate așeza o familie. Aceasta este piatra de temelie a oricărei case. Doamne, vino în casele noastre. Cum ai binecuvântat prima familie, binecuvintează-ne și pe noi și tinerii noștri să crească. Ajută-i să accepte, să înțeleagă și ceea ce urmează. Înmulțiți-vă. Umpleți pământul, pentru că apoi să fiți reși la voi acasă. Să stăpâniți și aici și în perspectivă în împărăția lui Dumnezeu. Amin.